Salut, camarazi, bună dimineața! Uite că am ajuns și în ziua de sâmbătă, 3 februarie. Am fost și eu la piață să-mi iau niște mărunțișuri, așa că sper să iau niște bani tocmai luni, că v-am zis că ne-au furat ăștia din conturi, adică statul. 3-4 milioane și acum trebuie să fiu atent că cred că tocmai luni o să vină niște bănuți. Deci mi-am luat și eu cam ce trebuie. Vreau să fac o supă de găluși, că mai am griji. Și mi-am luat aici legume. Mi-am luat morcoviori, țelină, niște păstrânac. Mi-am luat pătrunjel, foarte mișto de țară. Și aici mi-am luat un praz. O să iasă o supă. Mai am și o ceapă pe aici. Nu să pune, dar o să pun și doi cartofiori de ăștia roșii care îmi plac mie, că o fac mai consistent așa, ca să țină de foame. Și mi-am luat și eu, că mi s-a ardea sufletul, mi-am luat și eu un pește, cel mai ieftin de la magazin. Mi-am luat un chefal. Aici l-am prăjit. 2 jumătăți de chefal prăjit, știți? E... Uite așa, să vi-l arăt așa mai. Uite mai. Ia să vă, uite așa. Asta e capul chefalului. Mănânc și eu 2 bucățele de pește prăjit, adică o jumate, că e cam măricel. L-am luat așa că era cel mai ieftin. S-a scumpit peștele care îl mâncam pe degeaba când eram copil, s-a scumpit enorm, asta este. Mergem înainte, mi-am luat 2 kg de mere de la Voinești, că nu mai au sucuri de mere. Pentru că fata aia a fost și eu obraznică, deși eram clientul ei, mi-a vorbit de pănas, cum se zice, la răcoare, de sus. Și după aia, la timpul ăsta, sucul de mere stăp în pivniță și când îți desfaci capacul de pe răscoale. Deci ceva nu se potrivește, așa că o să mănânc mere de Voinești. Arată frumos. Sunt și unele, uite aici, roșii, cum îmi plac mie, faimoase la Voinești. Și mănânc peștișorul, mi-am curățat deja un merișor, că ăsta e așa, ăsta mi l-am curățat deja. Eventual o să le răzuiesc și le amestec merele cu un pic de miere și le mănânc așa. Hai că mănânc, că mă grăbesc un pic, vreau să mă duc la o conferință cu generalul Străinu, o să vă filmez, sper să vă intereseze, adică e o conferință cu mai multe personalități marcante într-un anumit domeniu, vă dau ca surpriză după aia. În rest, asta este. Dacă sunteți și voi la masă, vă doresc poftă bună. Mergem înainte. Ce să facem? Cu Dumnezeu înainte. Hai să aveți o zi frumoasă, minunată. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!